Dani povestea la masă că doamna Lorendana a plâns și că nu mai suportă și îi spunea Roberto că știi de când i se lua mai ta de când ați început să vorbiți înainte de petrecere, că nu ar fi trebuit să vorbiți. Și Antoni spunea, bă, s-a da, rezolvat și Dani spunea, da, s-a rezolvat. Păi atunci chiar nu mai contează. Cu cine a vorbit Dani până la urmă? Cu Diana avea ceva de rezolvat sau cu doamna Lorendana? Că eu asta n-am înțeles nici de seară. Eu am crezut că el ar fi fost supărat pe doamna Loredana, nici de cum pe Diana. O fi spus ceva în materialul ăla că când vorbea cu maică sa că se duce în altă parte decât ar fi trebuit, asta nu am înțeles-o. Oricum spunea că s-a rezolvat și că doamna Loredana plânge foarte tare și că nu mai suportă. Sincer, le-ar face un bine dacă ar pleca acasă, pentru că în ultima perioadă eu nici nu pot să o mai ascult măcar. Are numai răutăți, numai lucruri urâte și negative, așa nu știu.